Una dintre temele cărții lui Michel Houellebecq, Platforma, este turismul sexual. Tot despre turism sexual se vorbește și în filmul Paradisia, o parte a trilogiei care mai cuprinde Paradis Speranță și Paradis Credință. În romanul scriitorului francez, în stilul deja cunoscut al acestui scriitor, apare abordată și islamofobia, dar în principal se pornește de la călătoria unui funcționar al Ministerului Culturii în Thailanda. Acolo are loc și un atac terorist, se satirizează și arta postmodernă, deci avem multiple teme despre care se vorbește. În filmul despre care spuneam anterior, Paradis Love, Paradis Dragoste, mama pleacă în Kenya în cadrul turismului sexual, fata este într-o tabără. Ambele, de fapt, vor să scape de singurătate și sunt în căutarea iubirii sau măcar a cuiva care să le fie alături.